Aceasta cu câteva gânduri inspirate din capitolul 61 din Isaia și aș vrea să ne gândim împreună la versetul numărul 3. De fapt, textul acesta este foarte cunoscut pentru că profeția rostită de Isaia era despre Domnul Iisus Hristos, despre venirea Mesiei și în primul an, imediat ce și-a început lucrarea Domnului Iisus Hristos în satul lui, în Nazaret, a luat cartea lui Isaia și a citit în sinagoga din Nazaret textul acesta din Isaia, spunând: Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea și să vestesc un an de îndurare al Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați și să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâcnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Aș vrea să ne oprim doar la versetul acesta numărul 3, pentru că aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ceva așa care am pe suflet. De fapt, fiecare afirmație de aici ar putea fi titlul unei predici. Vă mărturisesc că mă gândesc de multă vreme la un serial inspirat exact de textul acesta, pentru că textul acesta vorbește nu numai despre ceea ce avea de făcut Mântuitorul Mesia, ci este de fapt misiunea Bisericii lui Hristos. Noi nu putem avea altă misiune decât ceea ce a avut Domnul Iisus, întemeitorul Bisericii, nu capul Bisericii. Suntem chemați să ducem vești bune celor nenorociți, să vindecăm oamenii cu inima zdrobită, să vestim robilor slobăzenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestim anul de îndurare, ziua de răzbunare, să mângâiem pe cei întristați. Asta este scopul bisericii. Nu putem exista pentru altceva. Dar am zis că vreau să mă opresc în seara aceasta, în câteva cuvinte, la versetul numărul 3, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Celor întristați din Sion. Acum, credeți-mă, unul dintre cele mai nepotrivite locuri să fie întristate este Sionul, este biserica, este casa lui Dumnezeu. Avem timp suficient să ne întristăm în casele noastre, nu? Ba nu ne ascultă copiii, ba nevasta, ba cine știe ce se întâmplă. Avem timp și loc suficient să fim întristați la locul de muncă, dacă vreți. Dacă vreți, uitându-ne la televizor, la politica de astăzi, la situația economică a țării, la situația politică a lumii, dar să vii la biserică, să vii în Sion și să fii întristat. Credeți-mă, e loc absolut nepotrivit pentru asta, pentru că, așa cum am învățat duminica trecută, în curțile Domnului să intre cu strigăte de bucurie și cu cântări de laudă. Intrați cu veselie pe porțile Lui. Dar iată că Domnul, cercetând biserica Lui, cercetând Sionul Său, nu, îi vede pe cei întristați din Sion. Acum, dacă intrăm puțin în adâncimea textului, probabil că Isaia a vorbit despre cei care erau întristați din pricina Sionului, că ajunsese dărâmat și ajunsese cum a ajuns, nu? Din pricina Ierusalimului aflat în dărâmături și abandonat de Dumnezeu. Dar pentru noi cei de astăzi, textul acesta are o rezonanță specială. Cei întristați din Sion, pocăiții întristați din bisericile noastre. Nu este așa că avem suficienți? Cineva spunea, dacă vrei să fii predicator popular, vorbește despre suferință, pentru că în fiecare bancă este un suferind undeva. Se pare că cele mai populare predici sunt acelea care vorbește despre necazuri, despre cuptoare, despre suferințe, despre încercări, pentru că în fiecare bancă este cineva care trece printr-o încercare.
Dar este oare suficient să ne mângâiem cu suferințele unul al celuilalt și să facem abstracție de cel care poate să vindece, de cel care poate să te scoată din cuptor, de cel care este Dumnezeul vieții, care dă viață? De ce suntem noi întristați în Sion? Cum putem noi să stăm întristați în Sion? Sunt trei lucruri menționate aici care duc la mutra aceasta întristată a pocăitului din biserica de astăzi. Numărul 1, zice cuvântul lui Dumnezeu, am venit să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă. Acum când se pocăia cineva, în vremurile de demult, vremurile din lui Isaia, își presărau cenușă în cap. Își rupeau hainele, se îmbrăcau un sac și cenușă. Expresia aceasta vorbește despre pocăință. Un regret profund pentru un păcat comis, pentru o fără de lege majoră, îl făcea pe credinciosul din vremea aceea să-și rupă hainele, în locul hainelor să-și pună o haine de sac. Să te scară pe nebine, așa? Eu vin de la țară și se făceau haine de cânepă. Știți că atunci când țăranul lua prima dată cămașa aceea, nu era deloc, cămașa aia nouă, era unul dintre cele mai teribile chinuri. Am auzit pe cineva care avea un tată așa de bun, că purta el cămașa prima dată până se tocea, până se înmuia și pe urmă dădea fiului său, care era mai plăpând, să nu-l rănească cămașa aceea foarte aspră. E bine, evreul lua o asemenea cămașă, lua o asemenea haină de iută, cum spuneam noi, sacul în care se, pânza de sac, se îmbrăca în pânza aceea de sac, care să te rănească la orice mișcare, să te deranjeze la orice pas, la orice mișcare pe care o faci. Se îmbrăca într-o asemenea pânză de sac și își punea cenușă în cap în loc de spray. No? În loc de parfum, își punea cenușă în cap. Era simbolul pocăinței autentice, prin care se comunicai tuturor că regreți enorm păcatul pe care l-ai comis. Știți că între credincioși pocăința este foarte bine primită? Ne bucurăm foarte mult când se pocăiește cineva, așa-i? Când vedem tinerea aceea de la închisoarea din Craiova că se împocăiește și se întorc la Domnul, este o bucurie extraordinară. Una dintre marile bucurii ale bisericii este pocăința altora. Interesant. Atunci, de ce oare sunt oameni care, în loc de cununa împărătească, poartă totuși cenușă în cap? Pentru că cu cât ești mai smerit, nu? Cu cât arăți mai cu cenușă în cap, cu atât mai mult te apreciază oamenii din biserică. Cu cât ești mai plin de bucurie și dacă mai pui și cununa împărătească, ești cu atât mai firesc, nu-i așa? De aceea, unii se străduiesc foarte mult să ne creeze impresia asta a smereniei și a pocăințelor autentice. Mutra lungă, ochii dați peste cap, oftările, îmbrăcămintea voit, foarte modestă, nu? Nu este altceva decât efortul de a spune cât de pocăit este el, cât de pocăit este el. Și Domnul zice, eu n-am venit, deci am venit pentru întristați ăștia, pentru necăjiți ăștia din Sion, să le iau cenușa asta din cap și să le pun în cap cununa împărătească. Wow! Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos? Nu-i place Domnul Iisus Hristos pocăința? Ba da! Dar asta nu înseamnă că după ce te-ai pocăit, toată viața trebuie să afișezi sacul în care te-ai îmbrăcat și să faci din el haina ta de gală, reclama ta de fiecare zi. Am citit zilele acestea despre un
evanghelist și păstor a unei biserici carismatice foarte mari din America, care a avut o popularitate extraordinară, mai ales după ce a declarat că are cancer. Domnule, atât de mare popularitate a avut omul ăsta, mergea la amvon cu tubul de oxigen după el. A adunat milioane de dolari. După care, într-o zi, s-a plictisit să poarte asta și a declarat că totul a fost o farsă. Totul a fost o farsă, a inventat boala asta, pentru că prin boală a sensibilizat inimile oamenilor și s-au deschis portofelele. Nu? S-au deschis portofelele. Wow! Sunt oameni care îmbracă haina asta a pocăinței, își presară cenușa asta în cap, cu un scop foarte bine clar, definit. Să-ți golească buzunarele. Să impresioneze. Să-și găsească un loc undeva mai în față. Și Domnul zice, am venit să dau cunună împărătească. În al doilea rând, am venit să dau un de lemn de bucurie în locul plânsului. Wow! Domnul nu-i pentecostal, domnule, ce s-a întâmplat aici? Pentru că la noi plânsul este foarte la modă. Dacă tragem un plâns din ăla zdravân, a fost un har nemaipomenit la biserică, nu? Am cunoscut pe cineva care avea un set întreg de povestioare din astea lacrimogene, trăgea așa o rafală de două, trei, plângea toată lumea, nu știau bieții oameni de ce plâng, că a murit o fetiță nu știu unde, la marginea satului. Dacă oamenii plângeau, era un har nemaipomenit. Când ieși afară de la biserică, te întreabă cineva, cum v-ați bucurat astăzi? Ascultă-mă, dacă vrei să fii pe voia lui și să dai un răspuns political corect, spune, am plâns până n-am mai putut. O să fie foarte happy. O să fie foarte happy. Pentru că pentru noi bucuria înseamnă să plângem. Și Domnul zice, am venit ca în locul plânsului, să pun un undelem de bucurie peste voi, să vă bucurați în Domnul. Nu știu când o să învățăm astea. Nu știu când o să le învățăm. E foarte nepopular, sigur că da, pentru că political correct este mutraia lungă, spășită, ras în cap, fără cravată. Nu? Să zâmbești? Să faci și pe alții să râdă. Ești un firesc, ca la scău. Ești un tip pierdut? Ești un tip pierdut? Cu cât ești mai anormal, nu? Mai anormal, mai necăjit, mai distrus, cu atât ai șanse mai mari, nu? Domnul zice, am venit ca în locul plânsului să pun un undelem de bucurie când vii la casa lui Dumnezeu, să simți uleiul acesta care îți curge de pe cap, pe barbă, apropo să vă lăsați barbă, pe barbă, așa. Zilele trecute mi-am adus aminte când m-au ordinat frații în Portland. Era fratele Damian din Sibiu și a dus o sticluță de undelem din România, o fostă sticluță de șampon, cum era pe vremea aceea, avea o gaură la mijloc așa, și el întorcea și curgea câte un strop așa din ea. Ei, nu știu ce s-a întâmplat, cineva a luat dopul ăla. Și când mi-a turnat toată sticla aceea de ulei pe cap și curgea pe barbă, pe sub cămașă, până în pantofi am avut ulei. Eu cred că asta este ungerea care Domnul vrea să ne dea, să fim unși Domnului, plin de bucurie pentru El, pentru că Domnul este bun. O haină de laudă în locul unui duh mâhnit. O haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Să lauzi pe Domnul, să ridici mâinile sus, să bați din palme, să te închine înaintea Domnului. Și nu duhul acela mâhnit. Wow. Am impresia că
Cuvintele acestea ar trebui să devină mult mai studiate în bisericile noastre, pentru că ne lipsește bucuria, ne lipsește lauda, ne lipsește undelemnul bucuriei și cununa împărătească, pentru că cenușă avem, nu? Plâns este și duh mâhnit până-i lumea. Nu? Cum e, frate, viața? E grea, pocăință e grea. Duhul mâhnit. Eu am crezut că numai noi românii suntem așa. Dar văd că și evrei erau tot la fel. Tot la fel erau și evrei. Și Domnul zice, am venit să facem o schimbare majoră în Sion. Vreau să schimbăm aceste lucruri în mod diametral opus. Știu că o asemenea schimbare nu se poate produce peste noapte. Nu este ceva brusc. Avem nevoie de un exercițiu. Ridicatul mâinii în sus la o cântare nu este prea ușor la început. Unii nu ridică nici la aici să-i pui pistolul în spate. Nu ridică mâinile în sus. Nu? Știți despre ce vorbesc. Dar e nevoie de un exercițiu, un exercițiu al bucuriei, un exercițiu al prezenței împăratului între noi, al prezenței lui Hristos care mă îndeamnă la laudă și la închinare înaintea lui Dumnezeu. Un exercițiu a bucuriei autentice. Bucuria este o roadă a Duhului. Dacă întristarea ar valora la ceva, ar fi fost printre roadele Duhului, dar nu o găsesc acolo. Ne întristăm ușor, suntem ființe sensibile, pierdem ceva, ne ofensează cineva, nu le place ceva tot timpul și lucrul acesta nu ține de spiritualitate, ci mai degrabă de lipsa ei. E adevărat că uitându-ne în jurul nostru ar trebui să fim ca Apostolul Pavel, cărora ni se întărâtă Duhul la vederea atâtor idoli în jurul nostru. Dar asta nu este niciun motiv să ne pierdem bucuria lăuntrică, că suntem copii al lui Dumnezeu. Suntem născuți din nou, cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Avem un destin glorios în ceruri. Nu trebuie să pierdem asta din vedere niciodată. Nu trebuie niciodată circumstanțele să determine nivelul bucuriei mele spirituale. Din păcate însă suntem condamnați de atitudini, de circumstanțe, de feelings, de moods, de modul în care noi ne simțim, de ce se întâmplă în jurul nostru și factorii aceștia exteriori determină nivelul bucuriei mele. Și nu asta este corect. Nu este corect asta. Eu sunt bucuros pentru că sunt copilul lui Dumnezeu. Dacă am de mâncare sau n-am, dacă sunt printre cei bogați, cum spunea Apostolul Pavel, sau trăiesc de azi pe mâine, eu am obișnuit să fiu mulțumitor lui Dumnezeu în orice lucru. Să nu ne pierdem niciodată calitățile acestea foarte importante și mă rog lui Dumnezeu ca anii care vin, Domnul să ne dea înțelepciune să facem îndelungate exerciții în domeniul bucuriei, să redobândim cununa împărătească, haina de laudă și undelemnul bucuriei. Pentru că Biserica lui Hristos trebuie să-L aștepte pe Domnul îmbrăcate în aceste odăjdi. Nu duh întristat, nu cenușă și nu duh mâhnit. Când avem un asemenea Dumnezeu atât de mare, când avem un Mântuitor atât de bun, haideți să mulțumim Domnului pentru toate aceste lucruri și să ne rugăm la sfârșitul întâlnirii noastre din această seară ca Domnul să toarne peste familia noastră, peste noi, acest undelemn de bucurie și această haină a laudei
lui Dumnezeu peste inima noastră. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să încheiem cu o rugăciune în comun, rugându-ne în acest sens. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară și îți mulțumim.